condemnat partidul general împotriva fostului președinte Traian Băsescu, un fost lider al PMP, cere anchetarea fostului său șef de partid pentru fals și uz de fals în declarații, după ce spune el chiar Traian Băsescu a recunoscut că a fost colaborator al vechii securități. Am venit să depun un denunț la parchetul general împotriva fostului președinte al României, actualul senator sau actualul europarlamentar Traian Băsescu. Pentru fals în declarații, uz de fals, în condițiile în care el nici ca președinte nu avea voie să candideze știind că a fost turnător la securitate. Sunt foarte curios parchetul general ce va face în acest caz, în condițiile în care judecătorul care a avut acest caz s-a abținut. E foarte interesant de ce un judecător se abține în a judeca solicitarea CNSAS-ului. Traian Băsescu recunoaște că era scrisul lui, dar cu tupeu și cu nesimțirea lui, caracteristice lui, spune: domne, da, e scrisul meu, dar stai un pic că n-am primit bani sau că nu am făcut rău. Îl văd acum un om care împarte dreptate, dă sfaturi, vrea să fie și prim-ministru. Spune, tu te creștești nepoții, măcar aia ta bun simț retrage. Te spune, da, domnule, am fost un turnător, v-am păcălit, am fost președinte, am fost ce am vrut eu, i-am băgat pe toți în pușcărie, că pe toți i-a executat, ori din răutate, ori din gelozie.